Salut, numele meu este Ticu de la tutorialevideo.info. Azi vă voi arăta o aplicație care va transforma desktop-ul într-un spațiu 3D total. Ce mă refer aici? Desktop-ul vostru nu o să mai arate așa plat, ci o să arate ca și o cameră 3D unde puteți să dați click pe My Computer și alte aplicații. Dar ca să vă arăt vizual despre ce este vorba, haideți să tastăm în Google 3DNA Desktop. Așa se numește programul. Avem aici prima opțiune, alegem prima opțiune. Este un program foarte interesant cu câteva add-on-uri care sigur o să vă placă. Iată, aici este programul. Așa, zice că versiunea 1.1 putem lua chiar de aici. Ok, deci îl luăm chiar de aici. Ce vreau să vă spun este că programul este gratis, după cum se vede. Zice aici că e gratis. În schimb, dacă îl cumpărați, o să aveți niște opțiuni în plus. Adică aveți aici o listă cam despre ce este vorba. Nu foarte multe add-on-uri, deci puteți să rămâneți și la versiunea gratuită, ce eu vă recomand. Haideți să luăm și să vă arăt cum funcționează. Ok, este de 21 de mega, o să meargă destul de rapid, cred. Salvăm fișierul pe desktop și după ce s-a downloadat îl și pornim. După cum se vede, merge destul de rapid. Câteva secunde. Desigur, este vorba de 21 de mega, deci nu e nicio problemă. Ok, s-a și luat. Clic dreapta, îl deschidem. Așa, apăsăm Next, acceptăm termenii. Bun, programul face o verificare în prealabil să vadă dacă calculatorul sau PC-ul vostru este compatibil cu programul. Dacă este verde, înseamnă că este compatibil 100%, mergem mai departe. Unde să instalăm? Nu vreau search bar-ul. Așa, face shortcut-urile și se instalează. Instalarea este completă. Da,
se pare că trebuie să ne înregistrăm. Puteți scrie orice adresă de mail, nu cred că este foarte important. Introducem niște numere aleatoriu, alegem România. Bun. Ok, haideți să mergem mai departe. Mai nu văd că toate programele cer să te înregistrezi pe site-ul lor. Așa, puteți alege opțiunea ca să pornească programul când pornește și Windows-ul, dacă vreți să aveți un desktop 3D adevărat. Shortcut-uri eu nu am nevoie și să-mi arate ce add-on-uri are în plus. Ok, haideți să pornim. În funcție de sistemul de operare pe care îl aveți și în funcție de caracteristicile hardware, o să vă arate cam cât de puternic este programul. Așa, mi-a și apărut aici o iconiță. Bun, și antivirusul este ok. Așa. L-am pornit, oare să vedem. Eu cred că l-am pornit. Așa s-a pornit, după cum se vede. Da, eu nu vreau să-mi arate cât e un sfat pe zi. De obicei trebuie să lăsăm până la capăt să-și termine treaba și după aia să închidem fereastra respectivă. După cum am spus, în funcție de performanțele PC-ului, calculatorului, pornește și programul. Cine are resurse mai mari, desigur se pornească mult mai rapid. Da, cu butonul ăsta puteți minimaliza sau face full screen programul. Hai să dăm și să dăm puțină culoare aici. Așa. Nu, o să facem puțin dimineață să vadă mai bine programul. Deja se vede mai bine. Ok, și puțină lumină încă. Ah, perfect, perfect, se vede deja. Da, deci cam aici sunt toate controlele ce aveți nevoie.
aici pe perete puteți spune ce vreți voi, iar aici în față este controlorul principal, aici puteți să vă alegeți teme, diferite setări, eu minimalizam controlele. Și aici la aplicații, hai să vedem dacă se duce în direcția aia. Aici la aplicație o să aveți tot ce aveți pe desktop de fapt. Aveți aici ceas, internet browser, Firefox sau Internet Explorer, ce vreți voi. Coșul de gunoi desigur este aici. Aici My Documents arată ca și un sertar și așa mai departe. Aici sus puteți pune shortcut-urile voastre preferate după cum vreți. Și butoanele astea iarăși vă aduc locuri diferite, unde iarăși o să găsiți niște setări, desigur și alea depinzând care ce dorește să seteze. Așa. Deci după cum ați văzut, este un program destul de interesant. Ca să vă arăt că funcționează, o să puneți BS Player-ul. Este un player care redă fișiere video audio. Programul, cum am spus, este foarte, foarte interesant. Desigur, nu strică să aveți o placă video puțin mai bună, adică peste 64 de mega. Ok, a pornit ore. Da, eu am programul de înregistrare pornit, așa, ok, a și pornit. Deci funcționează 100%. Păi, sper să vă placă, este un program foarte, foarte interesant, cu multe setări, cu multe chestii care o să vă placă. Sper să folosiți cu plăcere și până data viitoare.